Suntem în Chitila, la 10 minute, poate mai puțin, de Carrefour Colosseum și avem un frumos apartament de 3 camere, situat la etajul 1 al unui bloc de 4 etaje. Cum se vede, noi suntem acum pe scara blocului și avem aici țeava de gaz, contoarul de gaz aferent acestui apartament, iar acum intrăm în acest apartament. Avem holul de intrare, aceasta este ușă metalică, aici avem interfon, panoul electric, iar din hol avem acces către living și către bucătărie. Ne permite și accesul către celelalte dormitoare. Este un hol în formă de L aici. Bucătăria este spațioasă, foarte frumoasă ca și spațiu, și avem și centrală termică, iar aici avem vederea către spate. Vedere către spate care ne oferă o priveliște frumoasă pe acest cireș și avem și locuri de parcare de jur împrejurul blocului. Cum se vede la bucătărie, avem spațiu atât pentru a găti, cât și spațiu pentru a lua masa aici. Aragazul se poate muta eventual de acolo, se poate pune în locul lui frigiderul, dar amenajerul își face fiecare cum dorește după bunul plac. De aici accesăm holul și din hol intrăm în living. Livingul care este destul de spațios, aici avem o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, este o cameră mare și frumoasă, o cameră care dă spre acest balcon, balcon închis în termopan. De aici avem o apropiere mai bună față de cireș, doar întindem mâna și ne luăm cireșe de aici. Cum se vede locurile de parcare, blocurile sunt toate anvelopate, și termopanele de aici sunt puse tot la învelopare. Blocurile sunt blocuri solide, blocuri de 4 etaje. Cum se vede, cameră destul de mare, foarte frumoasă. Iar acum intrăm către zona de dormitoare și băi. Imediat, aici pe partea stângă avem baia mică, în care se mai poate pune eventual o mașină de spălat sau altceva. Se mai pot depozita diverse. Pentru depozitare avem și acest spațiu, în care, cum se vede, proprietarii și-au pus aici borcanele și tot altfel de chestii, fiecare cum a avut nevoie. Deci avem și partea de sus. Iar aici avem baia mare cu cară, unde are loc și mașina de spălat, o baie drăguțită, iar aici avem dormitorul, dormitor matrimonial, care are și balcon propriu. Dormitor drăguț ca și suprafață și cu acces la acest balcon foarte drăguț. Miroase a tei, mi s-a spus de către cei care locuiesc în zonă, că mirosul acesta de tei vine de la pădurea Mogoșoaia, care este la 2 pași de aici. Dincolo de această clădire avem lacul Mogoșoaia, la 2 minute de acest apartament. Și cum se vede, chiar în fața apartamentului, în fața balconului, avem această grădină foarte frumoasă, cu 2 pini de o parte și de alta, cu tufe de trandafiri și cireși. Cireși, liliac și alte plante frumoase pe care locatarii și le-au plantat aici. Balconul este destul de spațios, este cam la aceeași suprafață cu cel de la sufragerie, poate chiar un pic mai mare. Și din acest dormitor frumos accesăm și dormitorul mai mic, un dormitor care poate fi o cameră a copiilor. Un dormitor totuși suficient de încăpător pentru un pat matrimonial, cum este acesta, cu spații de depozitare, unde avem și acest șifonier cu 4 uși, cum se vede. Apartamentul este disponibil. În zona aceasta nu prea se vând apartamente, majoritatea locatarilor le păstrează. Nu s-a vândut mai deloc, iar aici se vinde pentru că cei care sunt proprietari în momentul de față sunt în afara țării de peste 15 ani și apartamentul nu a fost închiriat. Proprietarii nu au dorit să aibă probleme cu diverse situații inerente într-un proces de închiriere. De aceea se vinde. Cine va veni, cu siguranță se va bucura, pentru că avem
etajul 1 aici și poziția aceasta deosebită cu aerul acesta curat contează foarte mult aspectul ăsta și avem și centre comerciale în apropiere, școli. Cum se vede, autoritățile care își fac treaba foarte bine aici cu anveloparea blocurilor, se asigură niște condiții foarte bune. Vă așteptăm!